Bărbatul din comuna Ludești este pensionar din anul 2013, de când s-a îmbolnăvit din cauza condițiilor în care a fost obligat să muncească. În stația de petrol în care își desfășura activitatea profesională din Valea Mare a fost o avarie la conducta de țiței. Șefii săi au încercat să mușamalizeze această situație și i-au obligat pe muncitori să curețe cu o soluție toxică. S-a picat de acord cu șeful de secție, cu directorul de aici de la Valea Caselor, ca noi, parcagii, să spălăm. Prima dată au spus că ne trimite benzină și motorină. Dar în schimb ăsta a trimis un butoi de soluție, de pau, foarte toxică. Nu am vrut niciunul să spălăm cu ea. Știați că această Știam foarte bine că eram învățați de la secție, de peste tot ne chemau să nu lucrăm cu ele. Dar ne-au obligat să lucrăm cu ele. La petrol nu se discută, se execută. După aproximativ 6 zile în care a folosit continuu soluția, au început să apară primele semne de intoxicație, urmate de 7 zile de comă. Mi-a apărut prima dată niște bube pe mâini, mi-a crăpat mâinile, m-a usturat pe nas, amețeală, iar în urma analizelor medicale am avut o creatină de 26 și am intrat în comă. Și am fost dus în comă la spital, la Sfântul Ioan. Imediat după ce m-am trezit, doamna doctor de acolo, Balaș Corina, de la Sfântul Ioan, mi-a spus că unde lucrez, cu ce am lucrat, că sunt foarte intoxicat. Ulterior au apărut și alte complicații. Ambii rinichi ai bărbatului au fost afectați și a fost nevoit să facă un transplant renal, mama sa fiind cea care i-a donat organul de care avea nevoie. În acea perioadă au început și cercetările DSP și ITM în lipsa victimei, care se afla în spital. Și cum s-a finalizat ancheta? Foarte corect, nu mi-a dat boala personală. Dacă nu eram de față, automat au făcut ce au vrut ei. Și firma a fost sancționată în vreun fel? De niciun fel. După cercetarea mea, doctora de la DSP Târgoviște și-a dat demisia și a plecat în Franța. N-am avut de unde să mai mă duc la dânsa, să mai îmi explice ce s-a întâmplat, cum au cercetat. După ce s-a pus pe picioare, bărbatul a mers la firmă pentru a depune actele și pentru a-și anunța superiorii că cere să se facă dreptate, pentru a nu se repeta nefericita situație și în cazul altor angajați. Ei mi-au spus că au bani, au relații, susținere politică și nu am ce le face. Șefii, știți cum sunt șefii, ce să spună, șefii și au, știu foarte bine că sunt vinovați, că am declarațiile lor, dar șefii se spală unul pe altul. Chiar și așa, fostul angajat obligat să se pensioneze la 40 de ani pentru că nu a mai fost apt de muncă, nu se lasă. A făcut o plângere la parchet, însă de mai bine de 3 ani dosarul stă pe loc. Doar ce mă primă de la poliție, de acolo și mai am de făcut o confruntare între mine și colegii mei, că ei și-au dat, prima dată au spus tot ce s-a întâmplat la parc, după aceea ușor au început să schimbă declarațiile. Automat de frica. Alături de fostul angajat este și sindicatul care îl va sprijini și în fața procurorilor. Din punct de vedere al procedurii care trebuie să parcurgă, procedura de fapt care trebuie să parcurgă, l-a susținut, a fost în discuții cu reprezentanții angajatorului pentru a intra în posesia unor drepturi. Ion Costache spune că se poate dovedi foarte ușor că angajații au lucrat cu o substanță toxică doar dacă se verifică rapoartele de activitate din anul 2013, pentru că angajații raportau tot ceea ce făceau în timpul programului de muncă. Cazul nu este unul singular. Cu 6 luni înainte de accidentul lui Ion Costache, un alt angajat a murit la doar 4 ore după ce s-a ars cu acid care i-a pătruns în sânge. Și acest caz a fost ținut secret de către producătorul de petrol.